Luni 25 ianuarie, la sediul Bibliotecii Județene Dâmbovița, s-a desfășurat concursul anual cu tema 24 ianuarie 1859 în conștiința românilor. Manifestarea de tradiție este organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Colegiul Național Ienechiță Văcărescu din Târgoviște, având totodată sprijinul Societății de Științe Istorice, filiala Dâmbovița. La Biblioteca Județeană Ion Ilie Dărădulescu are loc concursul dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, la care participă liceele din județul Dâmbovița. Este o manifestare de tradiție inițiată de Colegiul Național Ienechiță Văcărescu, sprijinită de Inspectoratul Școlar Dâmbovița, de Societatea de Științe Istorice, filiala Dâmbovița, de Biblioteca Județeană. Participă echipaje formate dintre elevi, concursul se desfășoară pe baza unei bibliografii, sunt 12 întrebări tip grilă, în cazul în care există egalitate, avem întrebări de baraj. Acest concurs are deja o tradiție de câțiva ani și este o frumoasă ocazie prin care elevii își arată cunoștințele de istorie, pe de o parte, iar pe de altă parte, sentimentul lor patriotic, dorința de a aduce în evidență lucruri interesante legate de epoca lui Alexandru Ioan Cuza. S-au înscris 7 echipaje, 7 licee, unele dintre ele deja au tradiție, cum ar fi Liceul Ienechiță Văcărescu, Colegiul Național Ienechiță Văcărescu, inițiatorul concursului, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Liceul de Arte Balașa Doamna, Colegiul Economic Ion Ghica, Liceul Aurel Rainu Fieni, în total Liceul Teoretic Ion Ilie Dărădulescu, deci copii care de-a lungul anilor în mod tradițional participă la acest concurs și dau pe de o parte frumusețe și pe de altă parte continuitate. Elevii au recunoscut că în rândul întrebărilor au întâmpinat mici dificultăți, însă de departe cel mai important lucru a fost participarea la concurs, lucrul în echipă și cunoștințele temeinice care se reportă la evenimentele ce au condus la înfăptuirea Micii Uniri de la 1859. A fost dificil într-o măsură, deși ușor în altă măsură. Cred că dacă eram mult mai bine pregătiți, puteam să ne calasăm mult mai bine și cred că au fost întrebări accesibile. A fost bine că ați colaborat în echipă? Bineînțeles, acesta este un plus. Comunicarea întotdeauna ajută. Faptul că am fost pregătiți toți a ajutat foarte mult. Ce loc? Din câte știu, și locul 6? Nu știu sigur. Ce întrebări au fost cel mai grele? Nu știu să vi le repet acum, pentru că au fost unele întrebări destul de complicate. Eu cred în continuare că dacă eram mai bine pregătiți, puteam să rezolvăm și să trecem peste. Am fost foarte bine, suntem mulțumite de cum am reacționat la stres și la acest concurs. Ținând cont că am avut foarte puțin timp de învățat, suntem mulțumite de ce am realizat. Ce loc ați? Am obținut o mențiune locul 4. A fost bine că ați lucrat în echipă? Da, este foarte bine și ne învățăm de acum cum munca în echipă. Este pentru prima oară că particip la... Nu este pentru prima oară. Particip de foarte mulți ani la concursuri. Da, sunt pasionată de istorie. Pentru a crește miza și interesul participării la concursul de istorie, o serie de premii au fost asigurate tuturor elevilor participanți pentru a le fi răsplătit efortul și totodată sentimentul de devotament față de istoria neamului românesc. 24 ianuarie 1859, în conștiința românilor, este deja un concurs de tradiție, inclus în programul de activități anuale al Bibliotecii Județene Ion Ilie Dărădulescu Dâmbovița. Anul acesta participă mai multe echipaje din județ, și am încercat pentru a crește miza și interesul pentru acest concurs foarte important, zic eu, unul dintre cele mai importante și mai longevive concursuri de istorie din județul Dâmbovița, să asigurăm o serie de premii interesante pentru elevii participanți. Astfel, fiecare elev participant, pentru că practic toți au muncit indiferent de rezultatul obținut, vor primi un album foto cu complexul monumental Curtea Domnească din Târgoviște, un album foto scos în condiții excepționale, iar echipajele clasate pe primele 3 locuri vor primi din partea Bibliotecii Județene premii în bani, în valoare totală de 900 de lei. Manifestarea ce a avut loc pe 25 ianuarie nu este singulară, ea integrându-se într-o serie de activități menite să cinstească, așa cum se cuvine, marea sărbătoare de la 24 ianuarie 1859. Manifestarea de astăzi nu este singulară, ea se integrează într-o serie de alte activități. Aș sublinia aici joia trecută
concursul interjudețean Unirea Națiunii a făcut-o, dedicat școlilor gimnaziale și găzduită de școala Vasile Cârlova din Târgoviște. De asemenea, a avut loc o sesiune de comunicări științifice în colaborare cu Asociația Cultul Eroilor, precum și o manifestare foarte frumoasă cu poezie, cântec și expoziție de desen la Muzeul Poliției Române. Pe de altă parte, toate școlile din județul Dâmbovița au cinstit cum se cuvine acest mare eveniment din istoria noastră națională, iar în manifestarea de astăzi, concursul de astăzi, încheie seria acestor manifestări dedicate marii sărbători de la 24 ianuarie 1859.